Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, dragi prieteni și susținători ai Mănăstirii Ortodoxe Române, Sfânta Treime din Clinton, Michigan. Sărbătoarea Întrupării Domnului ne vorbește despre Dumnezeu care se face om pentru oameni și pentru mântuirea întregii omeniri. Dar ne vorbește și despre noi. În această sfântă noapte, luminați de steaua de la răsărit și mângâiați de glasurile cristaline ale îngerilor, creștinii îl sărbătoresc pe Mesia, pruncul divin, pruncul cel tânăr, culcat în iesle. În vremurile în care trăim, vedem că nașterea Domnului ne dăruiește o lumină atât de diferită față de strălucirile iluzorii cu care ne ademenește societatea contemporană. Iisus pruncul dăruiește o lumină sfântă care se descoperă inimilor credincioase. Este lumina lui Dumnezeu făcut om, acea lumină care luminează noaptea istoriei și încălzește inimile de-a lungul milenilor. Cerul coboară pe pământ, se umanizează întregul univers, se celebrează cea dintâi liturghie în ieslea Betleemului, pentru voi și pentru mulți. Iar întregii creații îi se adresează invitația de a învăța din smerenia pruncului. Nașterea Fiului schimbă calendarul și cursul istoriei. Este evenimentul cel mai important al curgerii omenirii, vestită fiind de lumea astrelor prin drumul magilor, despre care ne dă mărturie Evanghelia sărbătorii. Fără Iisus nu există Crăciun. Prin urmare, trebuie să-L punem pe El în centrul atenției, al rugăciunii și al vieții noastre. Să mulțumim Tatălui Ceresc, care din iubire nemărginită L-a trimis pe Fiul Său, unul născut pentru noi păcătoșii, să ne elibereze de tirania diavolului care ne stăpânea. Să mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, care a venit în lume, întrupându-se la fel să vină să locuiască spiritual în sufletele noastre cu bogatele sale haruri. A trăi Crăciunul înseamnă a-i face loc Mântuitorului, a-L întâmpina în viața noastră, a lăsa să ne însoțească în pelerinajul inimii pentru a ne schimba comportamentul, atitudinea și viața. De Crăciun să fim mai buni, mai veseli și mai iertători, să ne bucurăm de momente speciale alături de cei dragi sufletelor noastre și să dăruim. În această zi să ne bucurăm cu toții în Domnul, pentru că s-a născut Mântuitorul lumii. Vă dorim tuturor sărbători sfinte și binecuvântate, cu sănătate, har și binecuvântare cerească. Sărbători fericite, la mulți și fericiți ani! Merry Christmas and Happy New Year!